Am o întrebare înainte să intrăm în povești și în amintiri și mai departe. Sabin, care e părerea ta? Actualul FCSB al lui Gigi e steaua sau nu? Eu, din punctul meu de vedere, eu zic că da. Dar să nu uităm totuși că eu am prins și perioada aceea. Am plecat, am semnat cu... Era la Valencia și m-am promutat la Steaua, la FCSB. Era președinte și acționar, era domnul Păunescu. Deci Gigi, după armată, Gigi a preluat de la Păunescu și domnul Pițurcă acțiunile. Da, dar asta eu, știm. Eu personal cred că Steaua este cea de la FCSB-ul de astăzi. Da? Da. Dar și pe ce te bazezi, practic? Păi... Pe continuitate? Pe continuitate. Dacă nu era Gigi Becale, cine știe ce se întâmplă? Poate se desfințau, poate ajungeau ca, eu știu, Liga 2 sau Liga 3. Dar tu chiar, crezi povestea asta că dacă nu era Gigi, nu mai apărea, nu era nimeni în toată țara dacă asta? Dacă nu era Gigi, era altcineva. A? Simplu. Era alt tot patronat. Că deja începuse. Armata predase sau preluase frații Păunescu, nu? Da. Frații Păunescu predase cheile, ca să exact. Zic așa. Da. Deci că nu era Gigi, putea să, cu siguranță era altcineva. Dar nu știu cât de putem financiar. Dar dacă nu venea Gigi, situația ar fi fost foarte grea, se putea ajunge în Liga 2 atunci? Păi, atunci. Atunci pe moment nu. Da. Pentru că totuși mai supraviețeau din jucătorii care vindeau afară, de exemplu, cum sunt Adrian sau Steaua, să nu uităm, în 97, 90 sau 96, 98 au vândut 11 jucători afară. Nu, la și nivel. Erau cota. Erau, deci pe sezon vindeau 4-5 jucători la echipe mari. Dar după aia, probabil, dacă era, nu era unul ca Gigi, se putea ajunge în situația lui Dinamo, nu? Liga 2 sau așa. Se putea întâmpla orice. E cum au fost multe echipe din țară, de exemplu, Timișoara, Vaslui, care... Da. Deci tu zici că în acest și polemică și conflict și tot ce vrei tu, că e un adevărat război, ăsta este adevărat. Da, dar nu duce la nimic bun. Da, nu duce la nimic. Deci, dar tu crezi că deci dreptatea, tu zici că e de partea lui Gigi Becali aici. Eu zic că da. În speța asta. Da. Da? Și nu înțeleg de ce, păcat că se ajunge noi, totuși să înțelegem, să fim puțin mai buni, că se pot face multe lucruri bune, da? Da. O să se supere pe tine, Marius Lăcătuș. Acum uitați și la CSA. N-au niciun viitor. Adică citesc din altcineva. Da. Ales singur și ești pe locul 2. Da. Eu dacă aș avea copilul fotbalist, eu la CSA nu l-aș da, că nu au niciun viitor deocamdată. De 2-3 ani de zile, ba promovează, ba nu poate să promoveze. Adică... Stai, și mai e ceva, n-au suporteri. Asta e cel mai grav. Și în bani care... Se implică cu mulți bani. Da, stai, milioane, sunt milioane de euro de la armată. N-au suporteri, Sabin. Suporterii, cel puțin până azi, la ora la care discutăm, este vădit. Au ales FCSB-ul. Bineînțeles. Nu, suporterii au ales FCSB-ul. Că gândește-te, ai văzut, știu, cu cât se joacă, Sabin, 200 de oameni în tribună. Da, nu, ai dreptate, dar eu cred și multă lume, cred că FCSB-ul este Steaua de... Ți-am zis, o să-l super pe Marius Lăcătuș, pe prietenul tău. Se supără, nu? Da, că el ai văzut. Este o părere personală acum, nu? Da, dar el poate... e pe partea elaltă, Marius, ai văzut, Adrian? Da, am văzut, am și citit câteva articole. Fiecare sunt părerile împărțite. Din punctul meu de vedere, ar trebui, cum spunea și Sabin, să câștige fotbalul. Adică dacă... Să se schimbe poate și legile și să vedem și pe CSA în momentul de față dacă ar putea să promoveze și cât de bine ar fi susținută din spate. Că una este să ții o echipă în Liga 2 și asta e, alta este în prima ligă. Spunea Sabin Mustață în emisiune mai devreme, spunea că s-a ajuns la chestii incredibile și spunea, am rămas cu gura căscată, că din cauza acestui conflict între FCSB, Steaua, CSA și toate cele două tabere care sunt acum, spunea Gigi Mustață că s-a ajuns ca suporteri care erau frați să se dușmănească mai rău, ci că au ajuns suporteri la CSA să-i dușmănească pe cei de la FCSB mai rău decât pe fanii lui Dinamo, decât pe Dinamo, așa îmi spunea. Adică s-a scindat totul, Sabin, atât de rău încât e o falie din asta. Adică, cum să spun, uriașă în momentul de față. Da. Asta a fost creată și puțin de presă și de toate interviurile care s-au dat și cele două grupuri, sigur, de suporteri chiar au început să urească. Și o să fie, dacă o să, într-o zi o să vedem și ce se iau în prima ligă, o să vedeți, o să fie ca la Craiova. Da? Și acolo e aceeași situație. Nu, mai rău cred că va fi, că e patima mai mare. Mai mare, da. Deci e patima mai mare. Da, exact. Da.